La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Astăzi, cel cu numărul 501. Ei, iată, am depășit așa o cifră și v-am zis, nu mă opresc, eu, Armada Filipine, voi continua să prezint poezie, mereu câte trei autori în aceste momente, cu coloană sonoră. Astăzi avem o înregistrare tot de pe YouTube, coloană sonoră, muzică clasică engleză, și sunt mai mulți autori. Primul dintre ei este James Brooks, a trăit între 1760 și 1809. Este un concert ceea ce ascultăm acum, dar așa cum știți, pe noi ne interesează poezia. Eu vă dau aceste detalii doar pentru că vreau să ne familiarizăm și cu mulți autori pe care nu prea îi ascultăm în spațiul nostru muzical românesc, sau poate unii dintre noi nu îi ascultăm. În fine, important este, repet, să ne întâlnim și să ne amintim că există, dragii mei, poezie. Poezie frumoasă, poezie interesantă, poezie care, luată așa în doze mici, este chiar și medicament, o repet și îmi place să spun asta, este o bucurie, este o înălțare a inimii și a sufletului. Și haideți să vedeți că și criticii de film scriu poezie și foarte interesantă, și astfel am selectat un critic de film care este Elena Dulgheru, născută în 15 noiembrie 1963 la Moscova, dar e româncă, a făcut facultate de automatică, apoi a făcut IATC-ul, adică Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, și v-am zis, este critic de film, dar este și o poetă interesantă, este traducătoare și evident este și jurnalistă în domeniul ei de interes. Și răsfoind revista arădeană Arca, o revistă care îmi place foarte mult pentru că are și cronici de arte plastice, știți foarte bine că sunt și pasionată de arta plastică și am chiar mulți prieteni. Deci, răsfăind eu revista Arca, am descoperit un articol foarte frumos semnat de scriitorul și criticul literar Romulus Bucur despre Elena Dulgheru și volumul său, care se intitulează foarte interesant Erotico-apocaliptică, poeme din Templul Tatălui, volum care a apărut în București în 2015 la editura 8. Și sunt în acest text, îmi place foarte mult că sunt citate poeme și e unul extraordinar de interesant despre poveștile Șeherezade. Numai că e cam lunguț, așa că eu am să selectez din poem, dar vă invit să căutați cartea, repet, Erotico-apocaliptică, poeme din Templul Tatălui, editura 8-2015 București, autoare Elena Dulgheru. Sau căutați pe internet în arhiva revistei Arca, numărul, unde am scris, doamne, 789 din 2016, sau dați căutare Elena Dulgheru, Romulus Bucur, și găsiți acest frumos text și acest poem din care eu voi face acum citire. Poveștile se evaporă sub noi ca un covor zburător uzat de atâta rostire. La privirea lunii îmbrățișate cu soarele, Șeherezada nu mai cunoaște frica și tace, sub ochii de foc domolită ai sultanului. Covorul zburător al poveștilor se răsucește ca un pergament prea bătrân, azvârlindu-și afară eroii. Sultanul își schimbă pielea ca o șopârlă dintr-un ev prea vechi și Șeherezada veșmintele. Și moartea nu-i nici frică, doar vestea se desface din poveste. Ce frumos! Ce frumos! Și este evident și o trimitere la... Haideți să mai citim povești, eu citesc, să știți, des, evident că întâlnindu-mă cu cei mici și spunându-le povești, le mai spun mereu, citiți povești, citiți povești,
primele, ce poate să fie decât cele din O mie și una de nopți, în care eroina este Scheherazade. Da, mă întorc la autoarea noastră, Elena Dulgheru, dragii mei, chiar dacă este critic de film, este o poetă care merită cu prisosință să facă parte din selecția noastră poetică din propria bibliotecă. Tot răsfoind reviste, de această dată Bucovina Literară de la Suceava, ce a condus în calitate de redactor șef de Alexandru Ovidiu Vintilă, știți foarte bine, o revistă care prezintă de fiecare dată lucruri care merită citite, da fi rapăr, am descoperit și un poet străin tradus de Gabriel Deliș. Poetul străin este ucrainian, Ilia Kaminski, și să știți că este tinerel, e născut în 18 aprilie 1977 la Odessa, este și evreu de origine și nu e doar poet, este și critic, este traducător, este și profesor, bravo lui! Și sunt în revista 456 din 2020, Bucovina Literară de la Suceava, mai multe poeme, dar eu am selectat unul scurt, pentru că chiar așa fiind scurt, poemul ne spune că Ilia Kaminski, evident și cu ajutorul lui Gabriel Deliș, traducătorul, deci autorul nostru este un talentat. Să vedeți ce condensat vorbește el despre niște soldați. Nu prea scriem noi acum despre soldați, dar ei există și trebuie să îi băgăm în seamă și poezia, iată ce zice Ilia Kaminski, titlul poemului, pe când soldații gâtuie scările. Pe când soldații tropăie pe scări, unghia vopsită a soției zgârie și zgârie pielea de pe picior și simt duritate de os dedesubt. Îmi dă speranță. Acesta e poemul, dragii mei, iată, te lasă perplex și te gândești ce-o fi cu soldații ăia, dar evident că ei emană frică, nu? Și este pusă foarte frumos aici în poezie, repet, Ilia Kaminski, sper să existe și volum în limba română, Ilia Kaminski, foarte interesant acest poet. Și la fel de interesant, dar din altă epocă, dragii mei, căutam eu ceva cu autorii membri ai filialei Iași și dau de un nume, de Livia Ciupercă, și văd că are și poezii, și dau și caut, și dau și caut pe internet, evident, și n-am găsit. În schimb, am găsit așa, că doamna Livia Ciupercă a publicat un studiu monografic despre un poet, Horia Furtună, care a trăit, fiți atenți, între 1888 și 1952. A studiat în Franța, a făcut războiul. E o biografie extraordinară, viața acestui Horia Furtună, poet și prozator, dar ce mi-a plăcut că există în carte și o mulțime de versuri. Foarte interesant poetul nostru, așa că m-am oprit să facem așa triada noastră de fiecare moment cu acest Horia Furtună, despre care critica literară nu prea vorbește, n-avea de ce, pentru că e de ceva vreme dus dintre noi, dar istoria literară cu siguranță l-a repus acolo bine și haideți să vă zic și poemul pe care l-am selectat. Deci, Horia Furtună, un poet de demult, 1888-1952, despre care membra filialei Iași a Uniunii Scriitorilor, Livia Ciupercă, a scris o monografie intitulată chiar așa, Horia Furtună. Și poemul este astfel. Deschid spre stele geamul rece și mă izbește vântul. Pe cer stau candele răzlețe, păzindu-ne mormântul. Ostrovul unde locuim e alb acum la chip, căzu o insulă de nea pe una de nisip, o mare fără de lumini,
a înghețat sihastră și se înconvoai un câmp de stele pe lespedea albastră. Ce frumos sună poezia, care are ritm, are rimă și are și ce spune, și vedeți că am selectat așa special una în care să ni se facă un pic rece, asta pentru că avem caniculă, slavă Domnului, bine, mai sunt și furtunele și furtunici și furtuni din alea mai mari și să mai face și rece, dar e vară și atunci e bine să ne răcorim cu poezii. Eu zic că am fost și astăzi destul de bine selectivă. Dacă nu v-a plăcut, aștept criticile. Dacă v-a plăcut, puteți să revedeți și acest moment și celelalte. Sunt și pe YouTube și pe Instagram și pe Facebook, evident, rămân. Asta ca să aveți de unde să vă luați și dumneavoastră o listă cu autori. V-am zis, lista se completează. Sunt foarte mulți autori pe care nu i-am prezentat. Aștept de la dumneavoastră sugestii. Am primit și multe mulțumiri de la cei care s-au simțit bine, fiind băgați în seamă de cineva care, în fine, nu știu ei că e din lumea lor, dar v-am zis, continuăm și poate așa ne cunoaștem unii pe alții mai bine, poate ne vom cunoaște și așa fizic cât mai mulți în diverse întâlniri și v-am zis, poate atragem de partea noastră a celor care scriem și pe cei care doar citesc și poate că citesc mai puțin și atunci îi invităm să citească mai multă poezie. Pe acordurile minunate ale muzicii clasice, eu vă spun noapte liniștită și, ca de fiecare dată, vă provoc să ne vedem și mâine. Tot așa, moment de poezie, pentru că altfel ce rost are. La bună revedere!